Auzi că Maria celui este cu duioșie și cu har. Vino după mine, a spus Iisus, și atâta doar. Iar eu am pornit cu el pe calea vieții neumblată. Și tot ce-am iubit în lume am lăsat atunci deodată. Iar eu am pornit cu el pe calea vieții neumblată. Și tot ce-am iubit în lume am lăsat atunci deodată. Nu pot eu prin fapte bune să-mi mântuiesc sufletul meu, dar Iisus prin harul lui m-a eliberat de rău. Cum să nu îl preamăresc slujind mereu lui Dumnezeu. Iată, eu îi mulțumesc că s-a îndurat prin harul său. Cum să nu îl și mereu lui Dumnezeu. Iată, eu îi mulțumesc că s-a îndurat prin harul său. Orice zi e pentru mine un har venit de sus din cer, o binecuvântare spre mai bine prin jertfa Sfântului meu. Fiecare zi îmi spune că rostul viață-i cu Iisus, că Dumnezeu m-a rânduit să merg spre țara cea de sus. Fiecare zi îmi spune că rostul viață-i cu Iisus, că Dumnezeu m-a rânduit să merg spre țara cea de sus. E veșnică aceea țară spre care odată am pornit. Pe drumul către ea de mers voi fi atunci un fericit. Mai bine când e o încercare ce mă frământă uneori, dar mă ridic și merg cu drag spre țara plină de comori. Mai bine când e o încercare ce mă frământă uneori, dar mă ridic și merg cu drag spre țara plină de comori. Sunt însoțit de cel preasfânt pe călarea cea cu să nu mă lovesc de ei, cei care în față-mi vin. Privesc în zarea cea cu nori și la soare pe cer sus, la cel ce a venit odată și iar mă revin Iisus. Privesc în zarea cea cu nori și la soare pe cer sus, la cel ce a venit odată și iar mă revin Iisus. Merg cu drag spre această țară și vreau să merg tot înainte, ca să pot ajunge odată la bunul meu cel sfânt părinte. E veșnică aceea țară ce-i pregătită de Mesia pentru toți aceia care îi vor aștepta venirea. E veșnică aceea țară ce-i pregătită de Mesia pentru toți aceia care îi vor aștepta venirea. Mai e puțin și voi ajunge la sfârșitul alergării și voi primi cununa sfânt.
ghibli.